În primul rând, sigur că trebuie să vă mulțumesc și să mă uimesc de această împrejurare cam originală. De fapt, când mi s-au întâmplat atât de multe de lucruri originale în viață, încât nici nu mă mir. Eu nu aveam niciun gând astăzi să fac ceva. Am zis că dacă vine sora mea de la Rădăuță, acum nu poate vine astăzi, pentru că e și ea directoare, că așa e la noi în familie, e prima femeie director al liceului Huzuzachi de 150 de ani de la Rădăuță, și acum Olimpiada se face numai, nu se mai face la Suceava, se face la Dâns, la liceu, și ea că așa s-a făcut, nu poate... Colegiul Național. Și... Am zis că vine duminică și nu știu ce, sau merge la Doamnele Românii, când polo domnului Strati dă telefon și spune, știți, eu m-am gândit să facem o ședință, așa un moment, aniversarul, să vă sărbătorim, Tăi am zis că nu, că deci nici n-am spus imediat că da. După aceea, zic, domnule, dar e o inițiativă așa pornită din sufletul cuiva, așa de sincer și de frumos, ar fi o jignire din partea mea să zic nu și să refuz, nu? Ar fi ceva ca atunci când dăruiești ceva cuiva și omul respectiv, în loc să te răsplătească cu mulțumire, cu bucurie, așa, te zice, ia du-te, domnul, și mi-a dus mie rahatul ăsta, că nu trebuie. Deci, de asta, în primul rând, am răspuns și se vede treaba că a fost un lucru menit de undeva, de sus, de la acel centru al energiilor luminate, cum îmi place mie să pot vehicule sintagma lui Constantin Iordăchescu, în care cred de ani de zile că anumite evenimente și anumite lucruri se hotărăsc din afara noastră și mai ales de mai deasupra noastră. Cred că întâlnirea de astăzi a fost stabilită de alte forțe care l-au ales pe domnul Strati ca mesager. Eu nu pot decât să fiu smerit fericită, pentru că nici nu mă așteptam, chiar zilele trecute am plâns, zic, uite, domnule, ce am visat eu ca să fiu așa că ne-am tânără, că la vârsta asta am să fac cu tare și am să fiu cu tare și am să am rost. Și uite că nu e așa și, mă rog, nu mai zic eu acum la ce m-am gândit, că nu vreau să stric, dar în orice caz nu e ca foarte obiectiv. Prezența dumneavoastră aici este ca o contrazicere a stării mele de descurajare pe care a hotărât-o acea instanță și care v-a mandatat și pe dumneavoastră, pe toți cei care sunteți aici. Și vă mulțumesc vouă și mulțumesc și acelei instanțe că ne-a ales, că ne-a dat astăzi o zi de bucurie. Eu mulțumesc adesea și pentru suferințele pe care mi le dă și pentru dezamăgirile și pentru încercările pe care întotdeauna le-am primit greu și m-au durut și m-au demoralizat pentru o perioadă de timp, dar după aceea am încercat să revin și să trec mai departe. Este undeva un vers, iertați-mă, nu știu versurile, și-am și uitat acasă cartele poeziei, ca să încheie șezătoarea cu poezie, dar m-ați auzit de atâtea ori în timpul acestor decenii, recitând, încât cred că ar fi pleonastic și redundant. Dar undeva este un vers, piedica treaptă mi-o fac, pe care l-am văzut tipărit într-o revistă a unor elevi de la un cenacru, parcă la școala 14. Așa au ales ei cândva din poeziile mele și printre altele au ales și astea și au pus acolo în pergament și dacă lor li s-a părut semnificativ și important,
Atunci m-am uitat și eu încă o dată cu alți ochi la versul respectiv și am zis, domnule, înseamnă că e o sintagmă, e ceva, e. Pentru că eu am foarte multă așteptare și încredere în tineret, chiar în copii, de aceea, precum știți, m-am întâlnit de atâtea ori copii, s-au scris pentru copii, pentru că văd în ei cei care mâine ne vor judeca pe noi, își vor aminti de noi sau nu își vor aminti, vor prelua, ne vor vedea într-un fel sau altul, când noi nu vom mai putea să ne apărăm sau să ne justificăm sau să mai facem nimic în plus ca să schimbăm vreun verdict. Așa că când mă uit la un copil și la un tânăr, chiar am o emoție și chiar o stare de frică. Uite, tânărul pe cap și nu o să bei un pahar de vin, că noi ne-am închis prea mult. Ba, eu o să scrie rău. E sună telefonul. E telefonul. Da? E poate vine înapoi. Deci nu vreau să vă pesim, pentru că acolo sunt niște alte opere de artă, deci nu numai din operii literare, m-am străduit, el, sigur, puteam să dau comandă. Așa, dar am vrut să fac cu mânuța mea fiecare lucru tot de acolo, unii dintre reușite, altele mai puțin, dar în orice caz, în fiecare am pus un dram de afecțiune și de mulțumire și de prețuire pentru cei care vor fi mâine, ca s-a făcut ieri, alături de mine, la așa o vârstă îngrozitor de mare. 56 de ani. De frumoasă. E, da, ce frumoasă. E de 56? Auzi, Elena, gândește-te când aveai 20-25 de ani, cum te gândeai tu la o persoană care are 65 de ani? Dar nu mă gândeam. Spuneai altfel decât eu. Nu mă gândeam, pentru că eu dintr-o dată m-am gândit la 107 ani. Da. Deci este o vârstă de început a instituției, dar eu vă mărturisesc cinstit, în afara faptului, că mă dor tătioasele, că am pensiune, mă doare inima, mă doare o măsecă, nu știu ce, mă simt foarte tânără, nu-mi dau seama cum s-a întâmplat. Deci, destinul m-a dus aici, la Botoșani, așa cum am scris în editorialul meu de azi din Monitorul și sunt foarte fericit, uimită că l-au publicat, că eu l-am dat așa într-o doară, l-am zis că așa ceva nu s-a mai pomenit ca să scrie un editorialist despre propria lui Amigăl Sare, dar l-au publicat. Deci m-am străduit să execut existența, cum se spune în armată. Asta a fost comanda care mi s-a dat ordin să trăiesc lumina, cel mai scurt, m-a trăit destinul ca o frunză, cel mai scurt haiku din viața mea, mi s-a dat ordin să trăiesc lumina și am căutat să îndeplinesc porunca grea. Și s-a căutat să trăiesc la Botoșani, să a trecut vânt ca vântul, au trecut deceniile astea, mă gândeam că poate să mă mai duc în alte părți, iată, nu mai fost timp. Aici am stat cu Cervaciuc în ploaie sub umbrelă, uitați să spui că suntem sub umbrelă la Laurean și uitați să spui, cum spune el, dar băietul meu e așa de frumos, așa de deștept, dar fata mea, ai evident dacă ești și frumoasă, te deșteaptă cu tare. Deci a fost o glumă pur și simplu, așteptând sub umbrelă, și lucru, cineva atunci era deschis și a auzit și chiar s-a întâmplat. Așa, și iată că după aceea trebuie să-i și spun și să-l și pomenesc și să-i și mulțumesc, deci evident ce zgârcite la vorbă, că după aceea, după ani și ani de zile când am cercetat pentru cadrele metronale de care ați pomenit-o și vă mulțumesc, cu toate că nu e nicio carte pe masă aici, atâta l-am bătut la cap, atâta am hărțuit arhiva aceea, dar de fapt cred că dacă el n-ar mai fi fost la arhivă și ar fi fost pensionat, cred că cadrele acelea nu existau. Pentru că întâi, de acolo am mulți tot ce se putea pentru Botoșani și după aceea m-am pus la Biblioteca Academiei și tot ce am întregit, de fapt, colecția acelor reviste care nu există în niciun oraș integral.
numai la mine acasă sunt acum, trasă la Xerox. Dar cu, întâi a fost colaborare dintre noi pentru cercetarea trecutului cotoșenean, după aceea pentru gloria teatrului din Botoșani, nu? Eu am făcut o bucată de istoria teatrului și mulțumesc și lui Costică că a fost lângă mine și de iată își aduce aminte și el a făcut, a scris istoria. Așteptăm cu emoție să se nască un copil, deocamdată au un cățel, așa că vă dați seama și copil trebuie să fie acela. O să naște gata cercetător sau istoric. Tuturor vă mulțumesc și lui Gigi, care iată, au spus niște cuvinte care pur și simplu nu crezi că cineva poate să îndrăznească să spună tare asemenea aprecieri. Și de fapt toți care ați vorbit și domnul Georgică, cu care n-am avut într-adevăr contact prea mult, ba chiar la început poate nici nu ne-am uitat frumos unul la altul neștiindu-ne, dar pe parcurs am aflat unul despre altul, fiecare câte paralele facem. E sigur că eu niciodată nu m-am uitat. Dar trebuie să spargi un pic retorica cele... Dar fiți sigură de chestia asta, vreau să fiți sigură. Glumesc, trebuie. Eu că glumiți. Da, nici cu Lenuța nu s-a certat. Domnule, ar fi prea panegiric, prea cine aude, poate să, acolo undeva să producă și un dior. Noi prea e totul. Acum am trăit partea cu diotul, astăzi e... Și tuturor celor care aici, care au vorbit care n-au vorbit, dar au făcut și doamnele toate astea de aici, și cu Dănuța, colega mea, cu care atâtea lucruri au făcut, și cu doamna Moisoiu, care atâta de mult ne-a încântat cu poeziile. Și eu am încercat să scriu prefața și să... sufletește lângă ea și despre doamna Maria Cojocaru ce să spun, că m-a onorat atât de mult sprijinindu-mă și îmboldindu-mă să scot CD-ul cu Colinde și dăruindu-mi cartea ei pe care am și prezentat-o la Potești, pentru care am așa o plăcuire, pentru că pur și simplu, și repet aici că trei frumoasă comparația, am spus-o acolo și față cu Manolescu și cu toți. Ea a mers și a recuperat, și a reconstruit, și a reînviat personalitatea nemaipomenită a domnului Gheorghe Cojocaru, ferindu-l de uitare, cu o minuție și cu o tenacitate și cu o voință, așa cum avem noi model în literatură pe Victoria Lipan, care merge și până nu își găsește eroul și îi dă dreptatea care îi se cuvine, nu își încheie feritul. Așa au făcut ea pentru domnul Cojocaru și sunt onorată și că a venit aici, și că mi-a adus flori, și că a spus că sunt prietena ei. Deci am niște prieteni și pot să mai zic ceva, să mai mă plâng din... M-ați uitat pe numărul de și în partea asta mă uit la alți doi prieteni care tot așa, de mult, nu mai țin minte niște de ori. Am fost împreună și la gazetă și la un revelior unde s-o spart o rază, lustra. Deci am comunicat și am fost pe aceeași lungime de undă. Sigur, tot nu fără contradicții, pentru că suntem într-o epocă dialectică și așa am învățat. Tuturor vă spun și vă mulțumesc. Și mă bucur că sunteți aici și zic, hai să gustați, să vedeți ce am încercat eu să... Poftim? Doamna Lazarovici m-a pus în istoria Botoșanului.
Mi se pare că astăzi articolul respectiv este pus din nou pe site-ul dumneavoastră și așa și este pus din nou și pe Facebook, dar de fapt de o bună bucată de vreme toți care sărbătoresc ziua văd că migrează, nu în America, nu în Italia, migrează din dicționarul dumneavoastră în pagina revistei Luceafărul, la care colaborez și, așa cum spunea Gigi, nu e cu nimic mai prejos decât acele reviste despre care am scris, Jurnemia Moldovei de Nord și Revista Moldovei, duce mai departe acest steag al presei locale, dar nu inferioare revistelor centrale. Cât de multe ar trebui și aș putea să spun, dar mie că însătați și sunteți frumâns și sărbătorile mai au și o altă parte, nu numai discurs. Mai este un lucru chicul de vină acolo. Dacă se mai poate, vă zici cu paharul mână.